Greva va continua? Pe această ofertă, mâine, va fi grevă generală. După 3 ore de discuții, sindicaliștii au obținut de la guvern doar promisiuni că viitoarea lege a salarizărilor va rezolva o parte dintre revendicări și garanții că personalul nedidactic își va primi salariile prevăzute de legea 153, ceea ce înseamnă o creștere de 7-8%. Trebuie să vină cu oferte care să fie foarte, foarte tranșante și clare, ca termene și ca sume. De bonusuri s-a vorbit. Că sunt dispus să acorde bonusuri pentru profesorii debutanți și pentru personalul didactic care lucrează în zone defavorizate. Și atât. Nu s-a discutat despre sumă. Ce se întâmplă cu încheierea anului școlar, examenele? Guvernul trebuie să răspundă la această întrebare, nu noi. Sunt școli unde sunt 100% în grevă, nu are cine să-i provegheze. Recomandarea este să-i țină pe copii acasă, dar școli nu se închid, să fie foarte clar, nu se pune laudă pe școli. Acolo unde sunt profesori negreviști, vor avea grijă de copii dacă vin la școală. Deci se încheie situațiile elevilor la sfârșit de an? Rămâne de văzut. La masa negocierilor au stat sindicaliștii din educație, premierul Nicolae Ciucă, ministrii educației, finanțelor, muncii și internelor, dar și președintele PSD Marcel Ciolacu. În debutul întâlnirii, premierul le-a transmis sindicaliștilor că e o perioadă complicată pentru elevii care au examene, bugetul e limitat, dar vor fi căutate soluții. Nu putem să lăsăm copiii astăzi în prag de examen și înainte de finalul anului de învățământ, suspendați pentru că nu avem soluții pentru problemele pe care dumneavoastră le ridicați. Reprezentanții părinților sunt solidari cu profesorii, dar nu acceptă o eventuală înghețare a anului școlar. Avem practic anii terminali, care se termină în maxim în 2 săptămâni și acești copii trebuie să aibă notele, toate notele în catalog, media încheiată. Nimeni în România nu are voie să pună barieră astfel încât copiii să piardă un an de zile. Pe grupurile de pe rețelele sociale, părinții au fost rugați să țină copiii acasă. În cazul elevilor care vor veni la școală, orarul va fi unul adaptat. N-a mai fost o grevă de 18 ani. Ne cerem scuze față de părinți, dar trebuie să înțeleagă că altă armă nu avem. Greva va continua până în momentul în care colegii noștri care au votat la referendumul privind declanșarea acesteia vor hotărâ să stopeze acțiunea în cauză. Și mediul academic anunță proteste masive. Pentru început, 10.000 de angajați din 5 centre universitare intră în grevă de avertisment timp de 2 ore. Noi declanșăm conflict împotriva politicilor economice și sociale ale guvernului. Greva aceasta e doar un început. Potrivit legii, pe durata grevei generale, contractul individual de muncă se suspendă, așadar profesorii nu vor fi plătiți. La nivel național, 150.000 de cadre didactice au spus da declanșării pe termen nelimitat a grevei. Acestora li se adaugă aproape 60.000 de angajați din categoria personal auxiliar și nedidactic. Până în acest moment nu există un comunicat oficial al Ministerului Educației despre ce se va întâmpla de mâine. Colega mea, Diana Dumitrașcu, este în direct cu noi cu explicații. Diana, bun găsit! Spuneam de un comunicat al Ministerului pentru că, din câte înțelegem, este grevă, însă vor fi și elevi care vor merge la ore. Explică-ne, te rog! Bună seara, Loredana, bună seara, doamnelor și domnilor. Nu există acest comunicat unitar de la nivelul Ministerului pentru că și situațiile sunt diferite de la o școală la alta și avem două situații. Școli în care, spre exemplu, absolut toată lumea, de la primul până la ultimul angajat, indiferent că este profesor sau că este din categoria personalului auxiliar, face grevă și acolo elevii au fost sfătuiți să nu vină la școală, însă dacă vor veni totuși la școală, profesorii și restul personalului îi vor supraveghea. Însă sunt și școli în care sunt anumiți profesori care au ales să nu se alinieze acestei forme masive de protest și ei sunt hotărâți să își țină orele. Nimeni nu îi poate împiedica. Așadar, acolo există situații delicate în sensul în care nu toate unitățile de învățământ au reușit să fragmenteze programul în așa fel încât elevii să vină grupat la școală și sunt situații în care unii dintre ei sunt chemați pentru 2 ore, după care încă o pauză de 2 ore și iar 2 ore la școală sau sunt situații în care s-a reușit gruparea acelor ore ale profesorilor care aleg să nu protesteze. Așadar, e o situație complicată și mesajele vin de la fiecare unitate de învățământ în parte înspre părinți care sunt anunțați, cel puțin ar fi trebuit să se întâmple asta până la această oră, despre cum se desfășoară programul de mâine. Diana, cert este că mâine avem grevă, însă ce se întâmplă cu negocierile? Când sunt programate noi discuții?
S-a plecat de la guvern fără o viitoare rundă de negocieri, cel puțin în acest moment. Știm sigur că mâine nu este programată o nouă rundă de discuții, însă sindicaliștii au anunțat că sunt deschiși în orice moment să se întoarcă la masa negocierilor. Rămâne de văzut cu ce propuneri va veni executivul. Cert este că ceea ce a înaintat astăzi nu este pe placul angajaților din sistemul de învățământ. Cât va dura această grevă e greu de spus în acest moment. Ea e declanșată pe termen nelimitat, ar putea dura 2-3 zile, o săptămână sau chiar mai mult. Vă reamintesc că greva generală din 2005 a durat 3 săptămâni, iar greva generală din 1999 a durat 5 săptămâni.